Ne-am adunat aici în portul turistic Mangalia pentru a urmări împreună un eveniment astronomic destul de rar. Este vorba despre tranzitul planetei Mercur peste discul Soarelui. Acest eveniment a mai avut loc acum 3 ani jumate, în 2016. Următorul eveniment va fi în 2032. Deci este un eveniment destul de rar. Planeta Mercur este o planetă situată în apropierea Soarelui. Ea, în momentul în care trece printre Pământ și Soare, noi o urmărim și vedem că parcurge acest disc pe durata 5 ore și jumătate. O vedem ca pe un punct, pentru că diferența de dimensiune între Soare, care are 1,4 milioane de kilometri, și Mercur, care are un diametru de 4.800 de kilometri, este enormă. Profităm aici de tehnica asigurată de clinica de oftalmologie și optometrie premium, Mangalia. Avem un telescop de 400 ori 1800, aici avem un telescop de 200 ori 1200 și avem de asemenea un telescop de 150 de mm ori 750 de mm. Pe noi ne găsiți, pe Astronauticus Mangalia, ne găsiți în fiecare zi de vineri, începând cu ora 17, aici la Clubul Nautic, unde dezbatem probleme de astronomie, după care facem observații la planete, la stele și, de asemenea, cu ocazia diferitelor evenimente astronomice, eclipse, tranzitul planetelor, ocultații de stele și așa mai departe.